noul Scornicești este Sibiul. Jurnalistul de investigație Bogdan Tiberiu Iacob a descoperit un fapt uluitor. La inițiativa lui Klaus Iohannis, la Sibiu, cu o investiție din bani publici de 100 de milioane de euro, se creează Marele Comandament NATO de Sud-Est, un întreg mini-oraș în oraș. Problema este că NATO nu prea știe. Deocamdată nu a onorat această inițiativă a președintelui României cu nicio prezență a unui înalt demnitar NATO, cu nicio declarație, prin niciun comunicat oficial. Oare ce se întâmplă? Oare Klaus Iohannis a șutat înainte?